cui îi folosește catastrofa climatică? Poate vă întrebați și dumneavoastră. Harmut Bachmann a fost de față când la mijlocul anilor 80, aristocrația comercială și financiară a luat o decizie în SUA. Catastrofa climatică. Inventată în Germania în 1986 să fie transformată într-o afacere cu profit comercial gigantic. Consiliul Climei Mondiale, care a fost convocat cu acest scop, se folosește de încălzirea naturală, ciclică a climei, numind evoluția climei drept catastrofă. Îl face răspunzător pe om. Astfel, în numele ocrotirii mediului înconjurător, sunt obligați la plată toți cetățenii. În prezent, Bachman practică muncă de lămurire, ajutând în felul acesta să fie demolată o nouă bucată din, citez, Muntele minciunii globale Ne despărțim în speranța că această transmisie va fost de folos. Pe curând!